Salut, prieteni! Am cumpărat un tub cu adeziv. Nu l-am folosit încă. Era ușor desfăcută folia asta, dar nu cred că l-a scos careva. Pur și simplu cred că se deslipise de pe carton. După aia l-am strâns eu un pic mai tare și s-a rupt o cutie. O să vreau să lipesc urechiușa unui capac de la un filtru de apă. Iată, este vorba despre acest capac și s-a rupt urechișa. Bun. Nu am cumpărat picătura sau alți adezivi, fiindcă am zis, acolo este un pic de forță, fiindcă când ridici capacul, forțează un pic ca să se ridice. Nu știu din ce cauză este creat în felul ăsta, dar asta e. Ideea este că trebuie să-l lipesc aici pe poziție și va trebui să folosesc un adeziv pentru plastic. Și ei spun aici că este pentru plastic dur, da? Ăsta nu este flexibil, da? Este un plastic destul de țapă, da? Și atunci am nevoie de un adeziv care să fie compatibil cu acesta. De aceea o să vreau să folosesc acest adeziv și să vedem cât este de rentabil. Dacă este bun și își face treaba, am să vă informez și vă și arăt pe filmare cu ocazia aceasta. Prospectul de acestui adeziv spune că trebuie pus adezivul pe ambele suprafețe, așteptat 5 minute ca cele două suprafețe să se înmoaie, după care se unesc cele două suprafețe, ele lipindu-se probabil instantaneu, și spune că după lipirea celor două componente, două piese, nu se mai pot face corecții. Deci ele rămân lipite definitiv. Bun. Asta înseamnă că va trebui să lipim perfect cele două piese și să așteptăm timp de 12, așteptăm 5 minute. După 5 minute le îmbinăm și așteptăm 12 ore pentru lipirea completă, da? Hai să vedem ce știe să facă, da? Și dacă reușim să rezolvăm problemele cu acest adeziv. Bun. Hai să punem aici. 1. Spune că trebuie întinsă pe toată suprafața componentelor care urmează să se lipească. Așa. Bun. O să așteptăm 5 minute și peste 5 minute luăm și lipim cele două părți. Bun. Prețul acestui adeziv este 16 lei. Într-adevăr, este mult mai scump decât al adezivilor rapizi, cum este picătura sau știu și eu ce adeziv mai sunt. Dar eu sper să își facă datoria și dacă rezistența este într-adevăr bună, eu zic că merită investiția. Tubul acesta, după cum vedeți, are 20 de mililitri, deci suficient pentru mai multe lipituri. Da, din păcate, nu se lipește, după 5 minute era uscat. Deci n-am înțeles până la urmă. Trebuia montat după 5 minute sau timp de 5 minute trebuia presat? Deci spune acolo. Haideți să vă arăt că e un pic aberant ceea ce se întâmplă. Bun, hai să vedem modul în care se utilizează, da? Iată, spune foarte clar. Aplicați adezivul pe ambele suprafețe și întindeți-l uniform cu ajutorul diuzei. Așteptați aproximativ 5 minute. Atât este necesar. Haide-i. Bun. Atât este necesar pentru ca materialul lipit să se înmoaie parțial la temperatura camerei. Presați cu putere componentele lipite una de cealaltă, da? Deci, la 1 ne zice că să punem adezivul să-l întindem, la 2 ne zice să așteptăm 5 minute, da? La 3 ne zice să presăm cele două componente, da? Nu spune pentru ce perioadă, nu spune nimic de genul, da? Spune doar atât. Așteptați aproximativ 5 minute, la 3, presați cu putere componentele lipite una de cealaltă.
După îmbinarea elementelor, eventualele corecții nu mai sunt posibile. Așteptați 12 ore pentru ca îmbinarea să atingă rezistența maximă. Bun. E un pic cam ciudat. Deci îmi zice să pun adezivul, să-l împrăștii pe toată suprafața celor două materiale, după care îmi spune să aștept 5 minute așa, ca să se înmoaie materialul pe care s-a pus adezivul. Că atâta este necesar. După care să unesc cele două componente. Păi, dacă eu am încercat să unesc după 5 minute acum și iată, e uscat. Deci trecuseră cele 5 minute și am încercat să le unesc. Bineînțeles că n-am avut ce să l-am unit și nu s-a întâmplat nimic. Da? Deci, în primul rând, informația este total eronată. Mai mult ca sigur că cele două componente ar trebui lipite odată ce am pus adezivul, da? Nu după 5 minute. Bun. Hai să încercăm iarăși. Chiar dacă traducerea este foarte proastă, probabil. Bun, punem și aici un pic de adeziv pe cealaltă componentă. Două secunde să vedem. Bun, punem și pasta. Ia să vedem. Da, e foarte dificil de lucrat cu piesele mici. Bine, la piesa asta nici nu știu cum aș putea să țin în așa fel încât să fie în condițiile cele mai bune. Să fiu sigur că se vor uni corect. Cred că asta ar fi metoda. Are să fie aliniată. Asta pare un pic mai ridicată totuși. Ia să vedem. Da. Pare să fie în regulă. Nu înțeleg de ce să mai presez peste 5 minute. Bun. Am să o las așa. Nu am ce să mai presez după 5 minute. Am să o las 12 ore. Și mâine dimineață, când mă voi trezi, am să verific să văd rezultatul și după aceea o să vă spun într-un filmuleț ulterior, dar după ce probez să văd dacă ține urechiușa și dacă este într-adevăr bun, o să vă transmit, da? Să nu uitați, acesta este adezivul, vedem ce știe să facă totuși. Ca să nu cumpărăm aiurea, adezivi, doar de dragul de a cheltui bani. Salut, prieteni! A trecut mai mult de 24 de ore de când am lipit această urechiușă. Ia să vedem dacă se vede. Hai să prindem. Da? Cred că se poate focaliza. Asta este urechiușa care a fost ruptă. Um...
Am luat și am mișcat un pic și se pare că stă destul de bine. Nu este bine, eu acum nici nu mă apuc să trag foarte tare. Ideea este să vedem dacă se poate monta înapoi pe poziție. Iată, am pus aici, ok, a intrat și este în regulă, da? Ah, iată, nu este nimic în regulă, a cedat. Da, e bine că fac această filmare, deci am mai mult de 24 de ore, temperatura a fost în cameră undeva în jur de 20 de grade, deci nu a fost mai mult de 20 de grade. Materialul ăsta nu era murdar de grăsime sau știu și eu altceva, altă substanță, care să spunem că ar fi afectat lipirea. Deci, în concluzie, nu trebuie să aveți încredere în acel adeziv. Da? Deci, adezivul ăsta nu are efectul pe care mă așteptam să-l aibă. Deci este un adeziv de foarte proastă calitate. Nu se merită să dați banii inutil pe el. Lipește probabil doar obiecte care nu se mai, nu știu, mai sunt supuse mișcării și așa mai departe. Dar la fel de bine se poate lipi și cu super glue, dacă lipești o piesă care stă pur și simplu într-un loc și nu o miști, da? Bun. Deci, investiție rea.